În această seară am văzut cuplurile Bia, Robert și Ana Daniel stând de vorbă pe baza subiectului ce a fost discutat astăzi în live. În mare parte, cam pentru asta s-au adunat acolo și despre problemele pe care le au și le-au depășit, se pare, Bia și Robert. La un moment dat se făceau niște glume, spunea Bia că Robert zicea de domnul Eduard Puiu că dacă a zis el înseamnă că așa este și tot Bia râdea și spunea, zice așa Robert acum că i-a dat dreptate, dar dacă îl critică sau nu-i dă dreptate, gata, nu mai are dreptate domnul Eduard Puiu. Și Daniel râdea și zicea și el, ce psihologie e dacă nu-ți dă ție dreptate? Cam așa s-ar exprima, au făcut niște glumițe, după Robert stătea și se gândea și zice că el nu a fost criticat niciodată de către domnul psiholog, iar Daniel a vrut să concluzioneze spunându-i lui Robert că trebuie să învețe să asculte. Atunci Robert l-a întrerupt și a spus că el este dispus să satisfacă nevoile, dorințele iubitei sale în ceea ce privește relația lor. Iar restul concluziilor și discuția pe ansamblu cu siguranță o vom vedea și noi mâine.